Cam mai mult ce azi. Ce facem? Azi că sunt moaie. Ai ieșit că nu-s de beton. Te-a rugat, ai mai ieșit. Ască-ți de fier. Fier. Aluminiu. Tot fierii. Ai zis ceva? Ia dă-ne un foc. Tu vrei să zbori sau să fumezi? Ce are, băi?
Salut. Salut. Ce faci aici? Ți-am adus o scrisoare. Nu găsiți fără asta. Decât pe scară să mă pupat. Eu vă dau o cameră de-a mea cu 30 de lei pe oră. Nu, mersi, Liuba, nu-i nevoie. Unde ai fost până la cu băieți. Sper că n-ai băut nimic. Nu. Ia să fă. Ți-e foame? Aleacă. Hai că ți încălzesc eu. Și la balcon, că iar vine grâscă și mă sperie. Hai că mă uit mâine. Tu-ți mai duci aminte de Vivi? Colegul tata? M-am întâlnit azi pe stradă cu el. M-a întrebat ce mai face. Așa? Și i-am zis că n-ai de lucru și o zis să mă ocupați să te ajute. N-am nevoie. Ei, n-ai nevoie. Ai nevoie. O zis să treci mai dimineață pe la el. De ce nu vrei să înțelegi că numai polițist nu vreau să mă fac? Tu nu vrei să faci nimic, dragă mame. Dar dacă o zis omul că poate să te ajute, să te duci și gata. Până mă îndemneață, stric și-i păcat. Ce faci, ei, bubă? Te-ai făcut călugăr de oraș? Nu, dar e că am o leac de treabă aici. Dar ce treabă ai tu de făcut? Trebuie să stai în pădure, să te rogi pentru noi. Mă rog, mă rog. Te rogi? Sărut mâna, părinte. Gata? Da. Hai să merg. Привет. Я думал, опоздаете. Как опоздал? Здравствуйте. Верил. Ну, на этот раз привез чуть больше, как договаривались. Все. И карбуратор? Не спеши. Все при нас. Как Матана? Да как, нормально. Ждет сюда. И? Посмотрим. Говорит, что есть у него там какие-то идеи. Возможно, дадут условно, но пока еще рано говорить.
Надеюсь, много болтать не будет? Да нет, ты что? Ты же знаешь Мутана. Но если много будет болтать, сам понимаешь. Беда нагрянет в дом внезапно. Не волнуйся, ребят. Пойдем, товар покажу. Молодец. Старались. Нормально. Я же говорю, старались. А карбюратор где? Да, бля, и карбюратор. Бля, осторожней. Ну что? Что имя? Под сворбеску домну Виви? Что проблема? Санта ли мама Ирку, дон что не спустя трек вещи? Я это мама Виори Ленка на реконосе. Кафе? Да. Леит Костик, Дунезов, Салирти. Шанцелес, Виорели, Каявене, Войда, Служба. Ази, Кумина, Дюшина. Да, Шаби. Ai făcut armata? Eram convins. Dacă mai trăia ta, ai cât precis că o făcea. Asta înseamnă că te pot angaja doar pe un post civil, nu? Dumneavoastră știți, cred că mai bine. Și mi-ai face mai câte. Bine. O ajut? O ajut. Ai grijă de ea. Tare bună femeie, tare de treabă. Da. Ce? Și cine l-a pus? Bine. Vin în două minute, bine. Știi terenul de lângă fosta fabrică? Da. Ne întâlnim acolo joi la 5. Dar până atunci mă interesez la personal să văd ce putem găsi. Și îmi dai de plicuri, vă rog. Aveți comunistul? 25.
Salut. Salut. Ce ascunzi acolo? Plicuri. Tu? Meza. Ce? Mi-a dus mie o scrisoare, domnule poștaș? Da. Mulțumesc. Plăcere. Hai. O să te aștept. Luca Aurel, columna 105, apartament 35. Un pic de 80 lei. 80. Virgil Pătrașcu, Independenței 10. Stai, că nu-s mașină. Scrie tu mai repede dacă poți. Mie nu-mi place să scriu. Că nu-mi place. 3 păcuri, 240 de lei. Marin Vitzentzathos. Se pronunță Vitzentzathos. Adică? E nume grec. Și Marin e tot nume grecesc. Marin e moldovnesc. Dar Vitzentzathos e grecesc. A noi suntem în Moldova și se pronunță ca la Moldova. Două păcuri racu în sfârșit. Este el de la Maria Motan. Ceasul stricat. De când te-ai făcut așa darnic? Și nu-l repar tu. Le vinzi, mai faci un ban pentru deltaplanul și ăla tău. E, vezi că ai ceva la nas. Mai am? Îți mușe, e normal cum ai. Mușe. Așa-i dorm? Nu. Și vrei. Te-am auzit vorbind la bucătărie și m-am gândit să îndru. Cum a fost? Tot normal. Îți trebuie banii, mă. Vezi acolo în dulap. Țevele și l-a reparat. Mâine numai după masă. Dimineața am ceva de făcut. Hai la vreo 12. După masă, băi. Și pe la Motanu trebuie să trecem pe la penitenciar. Aștept să te... Pune acolo. Hai că mai greu.
Nu intri la motanul. Eu rămân aici. Hai că vii repede. Ce dracu faci fanii ăsta? Câte oară? 42. N-au dus la 4. Are omul treabă. Are treabă, pula. Vezi că? Ce? Tu știi puteți la care le dăm noi iarbă. Dar cum? De ei te știu pe tine. Nu, da. Dar știi? S-a spărit poliția ori? Oleac. Nu, nu are să ne facă. Motanu, dă-te-l atât în mână, de-am-l știu mai ceva ca primar. Și Maria? Știi cu Maria? Fumea cu dânsă? Maria. Maria e sugativă, frate. Eu sunt nimic lângă dânsă. Ați venit, bre? Și țigară fumez. Nu știu mă ta de asta. Trebuie să încerc. Nu-ți dau că e ultima. Las bani. Hai, nu te zlobi. Dă măcar o fum. De ce ești turc? Am spus că n-am. Scărășoa, bre. Sleana? Dă-i tu o țigară. Evane, eu să-mi bag pula în lechile cum trebuie. Las că-s normal. Cum-s normal e că astea două precis nu-s potrivit? Le mai chilești tu. Cu deși ai mâini. Mă grăgem, n-ai zis tu la ora 4? Asta tu ai zis la ora 4, nu eu. Eu ți-am cerut să le faci la 4? Trebuie să chilesc o săptămână pe tine. Băcule.
Asta. Tu vrei să zbori cu rabla asta? Rabla asta merge cu 80 km la oră, liber. Vrei să o furăm pe toate? Vrei să scot motorul aici? Cam e multă lumină. La asta m-am gândit și eu. Cineva faci ca cucu, bun? Ca și? Ca cucu e. Nu fac eu ca cucu. Șuier și gata. Dacă șuier poate să-și dai seama că suntem oameni. Și dacă fac ca cucu, aș dai seama că suntem cuși. Fă doar ca hulubu. Nu fac eu nici ca hulubu. Nici nu știu cum faci. Bun, fac cașoară. Fă cașoară. Și lei. Da, am numai 5. Dar tu ai crezut că ai fi degeaba? Am lăsat banii acasă, vă-i aduc amu. Azi că știu eu cum îi aduci. Lăsați-l, doamna Geta, că-i aduci. Îl cunosc, e băie bun. Bine, Maria, cum spui tu? Îi aduc. Trag o fugă până acasă și îi aduc. Găscă! Cum să nu, mi-am plânit. Vin, te rog, oleacă. Am fost și eu la sectorul ăla. Să mergem. Zi, răbe. De 10 lei, ți-i dau mai încolo. Și-aș frumușele. Dar spre mult. Ți-ai luat o bere. Și... da! Fugi după topcă! Mai
Și băi, Viorele, am crezut că nu mai vii. Mă scuzați. Hai, nu te mai scuza că nu ești la biserică. Ești băiatul Costică? Ți-am zis că seamănă. Creatu. Viorel. Crăcănatul și al de Radu nu mai vine. Bea, dacă era fotbal, era primul pe stadion. Și atent, Viorele, că n-ai mai văzut așa ceva. Uite, asta e mingi de oina. Oina este un simbol al moldovenilor. I se mai spune topca. Iar în unele raioane topa sau suca. Acela care servește topca se numește hălitor. Dar a servi topca înseamnă a hăli topca. Topca se hălește cu bâta. Mâinile le ții împreună. Picioarele, uite așa, îndoiete, schinarea dreaptă și cheptul mândru. Și de aici merge lovitura. Uite așa! Ia încearcă tu. E distanță până la topcă. Distanță până la topcă. Mincea o leacă mai sus, așa. Picioarele, îndoiete, leacă. Schinarea dreaptă, schinarea dreaptă. Brațul ridicat. Șcheptul mândru și încearcă s-o hălești. Amu! Bravo! Bravo, bravo! Aud. Așa e că interesant! Nu aud, de afară. Duși ad topca. E doar în cur de ește de oină. Am grăit cu cine trebuie și s-am găsit un loc la cantină. Știi să gătești? Numai ouă și cartofi prăjiți. Nu știi gătești, nu știi. Ce ai făcut până la vârsta asta, Viorele, nu dau seama. Bine, la început să tai cartofi, dar pe urmă, dacă ești băiat deștept, să te faci bucătar. Mersi. Luni la 7:30 te aștept la mine în birou. Am să duc la cantină. Să-mi pe altă dată. Eu mor de somn. Nu-ți fac încă nimeni nu murit. Ești care a căzut în deltaplan? Da. Numai că eu am căzut cu deltaplanul, nu din deltaplan. Tu știi mai bine. Ce înălțime erai? 45 metri. Și-a dorit? Da, așa, e? Altceva te mai dori? Nu. Ia ridică-te. Asta ce? Coastă ruptă. Văd eu și sigur că e coastă ruptă, de când noi.
Eram etelanchi ca din copac. La țară. Hai, du-te ca să-l furi cineva. O să tași din gură cât mă uit la tine. Știi Patricia? Sărit un la mine la bătaie cu țâtul. Nu nici m-am ferit. M-am ferit pe dracu, crezi. Faci toate analizele. Mă-și era să n-ai eu mai mult. Încă două. Ai greșit ușa? Atunci ce s-a întâmplat? Ai venit să-mi aduci florile astea? Doar pentru asta? Mulțumesc. Miros frumos. Ienișa, mă te duci acasă, da? Acolo e casa ta? Da. Vrei o cafea? Vin eu la tine sau vii tu la mine? Bea asta să-ți revii. Bună. Câte ceas? Eu fără 20. Te-aș mai fi lăsat să dormi, dar eu la 8 trebuie să fiu la serviciu. Mai știi când te-ai sui pescăriță? Ții pescăriță și când te-am întrebat unde e casa ta, ai zis că e acolo. Pe urmă ai chicat. Mă spărie când mă mișcai, am coborât să te ridică. Vrei la viceu? Da. Mai știi cine ai zis aseară? Mi-ai zis că mă iubești. Sper că vorbea berea din tine. Parcă ești mort.
Hai să te speli, Oleac. Stai că-i stricat. Îți deschide de aici. Faci așa? Și? Pui aici un plic de iarbă, mai iei un kil de portocale și pe asta o pui la fund. Și o duci la Modan. Dar nu mă duc eu, băie, la Modan. Ce treaba am eu cu dânsul? Păi nu vorba de Modan. Vorba despre un băiat care stă încăcat și tu trebuie să-l ajut. Pe mine mă doare în pulă că Motanu e încăcat. Și dacă știam eu, tot era în pulă. Știi că nu e așa. Și dacă vrei să știi, nici iarbă nu mai este. Mai este. La mine în baie, sub cadă, acolo, la găină. Are vreo șansă să iasă? Nu știu. Depinde de cât e de blând sau dur, anchetator. Și dacă e dur? Sferlitul. De la 3 până la 7. Băi, Viorel, hai să te duci la Motanu, te rog eu. Unde ai fost toată noaptea? La Bic am fost. Am mișcat în cărți, am băut niște bere și am rămas la dânsul chiar târziu. Și este și numai e? Băiat. Lucrează la termocentrală. Mare om, auzi. Cum naiba te împrietenești tu cu toate scârbile, eu nu înțeleg. Ai 19 ani și nu faci nimic. Nici tu servici, nici tu casă, nici tu nimic. Hai, liniștește. M-a sunat Vivi și mi-a spus că ți-a găsit ceva de lucru la cantină și nu te-ai dus, deși
Am uitat. Viorel, dacă nu-ți găsești de lucru, să știi că n-ai și căuta în casa asta. Ai vezi că nu ți-ai ghim. Dacă ți-a alunecă cuțet, te tai. Uite la mine. Mersi. Lucrezi de mult aici? Nu. De vreo 4 luni. Și cum? Normal. Îți place? Nu ai vorba că-mi place. Așa am încă obișnuit. De ce dați, domn Sandu? Las că știi tu de ce. Numai atât ați făcut? Dar păi, cât vreți? E, hai, las că astea. Într-o oră trebuie să vină calice și tot mine mai eu la rost. Așa, da. Mamă. Mă gândeam eu. Ce spune de robinatul și ala blestemat? Nu-ți plac? Te aștept pe tine. Mai am una și tăi. Oricum sunt prea multe. Nu, no, că i-am promis cuiva care e în spital ca să-i duc și lui. Așa că n-a să-l mâncăm pe tăti. Cui? Unui prieten. Ce pățeți? L-a bătut cineva în scară. Și destul de rău. Eu nu l-am văzut, dar își spun el nu-i șagă. Și cu ce se ocupă? Nu știu. Crează pe undeva, pe la poliție. Ai lumânări? Da. Asta e Olek. Uite, ești nebun? Tu știi ce bun este la transmisie? Și bolnavi? Să aștept. Și am stat o săptămână degeaba aici. Mă rog, Viorel. Și cați pe aici. Am venit să-l iau pe-un prieten. Este prietenul tău? Da. Ce-ați pățit? Păi uite, mă întorcem joi seara târziu. În scară m-a așteptat un băiat bun. Da, azi m-a băgat în spital.
duci de sare la Voina? Domn Guminiță, vă așteaptă doctorul. Hai că vin. Du-te, du-te. Te mai hodinim și tu. La cantină, dă-te ghine? Da. În sănătoșiți, vă. Mersi. Cine este? Un prieten de-al tău. Tot polițist? Da. Hai, lasă-mă. Nu mă încurnui, pupă. Azi, că e băie bun. Vezi, nu mă smături la poliție. Nu știam că-i dai cu... De unde e? Ne-o duci prin poștă. Așa unde ți-o aduci? Nu știu. Deci nu te interesează? Vinerea asta ne-a dus una tare bună, parcă e afgancă. Sigur nu vrem fum. Numele tău complet e... Adi și mai cum? Negru, de ce? E, întrebam și eu. Seamănă cu cineva. Vrei să-ți spun un banc despre bucătari? Spune. Știi care e deosebirea dintre un bucătar și un măgar? Care e deosebirea? Nici una. Ca să vârliți țigările și așa lucru. Am pus prea multă sare? Nu. Sunt foarte buni. Nu prea îți plac cartofii? Ba da, da, nu tot timpul. Unii fac pilaf. Pilaful îți place? Da. Ce mai faci, prietenul tău? Care prieten? Polițistul, care era în spital. Dar de ce mă tot întreb de el? Ești gelos? Nu, te întrebam și eu așa. Ești gelos? Da, sunt gelos. Crezi că? Ne-ai adus? Mhm. Noroc. Noroc. Vreau o țigară. N-am. E nefane să-ți la fier vechi. Păi găsc, tu-ți bagi joc de mine. După ce îmi pun curul la bătaie, fac rost de țevi, ți le descarc, tu mai faci și mofturi. Dar eu doar te plătesc, nu? Plătesc. Tu știi cât costă ele cu document? Cât? Cât? De 4 ori mai mult. Eu nu zic nu, dar mă ta nu vede nici un leu din asta. Nu linii, că-s de aluminiu.
Aluminiu, aluminiu, dar n-ai zbor mă ta cu dânsul. Noroc, Viore. Nu rămâi să mă ajut. Să te ajute, Viorel, la dânsul pe degeaba. Vreau să spun ceva. Și eu vreau să spun ceva. Hai, spune. Zi tu. M-am angajat. Unde? La o cantină. Ca ajutor de bucătar. Ca și? Jou prăjit, nu știi să faci. Să știi că nu poți să te mai ajut. La ce să mă ajut? La toate. Dar și tu mă ajutai? N-aveai bani din asta? Vădă să mă ajuta. Bun. Ies din combinație. Fă și vrei. Dar după mine ești prost. Treaba ta. Măcar cât îți plătesc acolo? Dar nu-i vorba de bani. Dar despre ce e vorba? E vorba că vreau să fac și eu ceva serios. Bună-i, dacă tu crezi că spăzăști un șamun să nu dă în foc, e un lucru serios, fă-te în pula mea, băie, serios. Mă lași pe mine amuia când îmi e greu. A să te ajut, dar... numai până să revii cu piciorul. Mai deam să-i milă de mine. Nu e vorba de milă. Dar despre ce-i vorba? Dacă vorbim altă dată, văd că ești nervos, amus și n-ajungem nicăieri. Eu nu m-a luat cu mine cu diesa. Eu spune ce ai dispus și... Eu nu mai am nică dispus. Ce vreți să-mi spui? Ce-n pula mea n-ai fost la motan dacă te-a rugat? Am uitat. Cum să uiți? Știi, și mă doare în pula pe mine de motan. Și dacă o fi după mine, să stai în închisoare până-i scoate el. Dar nu-i nevoie să-l scoți tu, că iese el și fără tine câteva zile. Cum iese? Cu sufletul împăcat. Poți sta la numărat fasole la cantină cât vrei tu. Azi le dăm fire cu sos. Intră! Bună, Viorele! Bună ziua! Nu ești la muncă? Sau ne lași fără mâncare azi?
Poți să te dau jos? S-a întâmplat ceva? Dumneavoastră l-aveți în arest preventiv pe Motanu. Nu-i așa? Din păcate, preventiv, așa-i. Și trebuie să-l eliberați. Pentru că nu aveți destule probe. Dar de unde știi? Știu. Și? Vă dau eu atât informații despre Motanu. De unde e iarba? Cu cine lucrează? Cu ei de? Tot poți vă dau, tot știu. Dar de unde ai tu informațiile astea, mă, Viorel? Pur și simplu curios. Asta e altă poveste. Bine, zi mai departe. Pot să vă spun tot asta, dar cu o singură condiție. Care? De fapt, două. Dumneavoastră nu mai veniți pe la Maria. Dar de unde știi de Maria și de mine, mai Viorel? Și a doua condiție. Motanu nu mai iese din închisoare. Viorel, îți spun eu că Maria asta e o curvuliță de care trebuie să te ferești. Dacă ai ști cât o plâns în fața mea. Uite aici pe scaun care stai tu acum. Că să-i dau drumul din arest, îi eliberez pe Motanu. Că-i gata să facă orice. Și că să vin la dânsă. Cum rămâne cu Motanu? Viorel dorme. N-am vorbit azi cu Vivi și mi-a spus că te descurci bine la cantină. Și m-am bucurat. Și mă controlez? Ei, te controlez. Doar că îmi fac griji. De ceva timp nu vin nopțile pe acasă și m-am gândit... M-am gândit să sun la poliție. Mirai, nu te supăra. Nu mă supăr. Viorel. Tu ai pe cineva? Haideți și-o întreb. Sunt mama, nu-s chiar așa, văd. Dacă ai o prietenă, să nu-ți fie rușine să-mi spui. M-am gândit, dacă vrei, poți să o chem duminică pe la noi. Eu îți pregătesc ceva gustos. A mai gine să ne culcăm și o să dormim. Bine. Să ai grijă la serviciu. Давай.
Ai ieșit din oraș? Da. Păi cred că m-au turnat motanul, futul în aripă sau fotul de aia. Să-mi bag pulă dacă n-au castrez. Sigur că e aici? E aici. Uite că vin. Cât stai la Transnistrie? Nu știu. Serghei zice că mă trimite în Rusia. Are nevoie de un om acolo. Și de Montanu și ei zici? Lasă că mă descurc eu. Tu vezi de deltaplan să mă furi cineva. I-am reparat motorul, elicea. Tot normal. Bun, o să mă uit. Hai, rămâi. O zis și eu singur. Să ai grijă. Ție n-are ce să-ți fac. Să nu uiți deltaplanul. Nu uit.